5 medici din cel mai mare spital buzoian au fost găsiți vinovați în cazul lui Costică Maroleanu, buzoianul care a rămas fără penis după ce a stat internat o perioadă în spitalul județean. Pentru 3 dintre cadrele medicale s-a propus sancționarea prin tăierea salariului cu 10% pe o durată de 3 luni. Medicii găsiți vinovați sunt din secțiile de terapie intensivă, nefrologie, urologie și chirurgie. Membrii Colegiului Medicilor, pe masa cărora a ajuns cazul buzoianului cu penisul amputat, nu au finalizat ancheta, astfel că ar mai putea fi sancționate și alte cadre medicale. Dacă se va descoperi că au o vină profesională, medicii sau asistentele spitalului ar putea primi sancțiuni și mai drastice, precum desfacerea contractelor de muncă. Deocamdată, medicilor nu li s-a imputat o culpă medicală, ci doar observații legate de completarea fișelor de birocrație. Reamintim că un bărbat de 55 de ani din Buzău, cadru militar pensionat, acuză de malpraxis cadrele medicale din cea mai mare unitate spitalicească din județ. Omul povestește că la finele anului trecut s-a prezentat la unitatea de primire urgență a spitalului județean, prezentând simptomele unei insuficiențe renale. A fost consultat de medicii de gardă, apoi a fost transferat la terapie intensivă, unde a rămas internat timp de 3 zile. Omul a fost victima unor manevre nereușite de montarea unei sonde urinare, în care ar fi fost implicate 3 asistente. Pacientul a dezvoltat ulterior o infecție care, lăsată netratată, i-a cuprins întreg organul genital. Dându-și seama de gravitatea situației în care se află, buzoianul Costică Maroleanu a cerut să fie transferat la Spitalul Militar Central din București, însă a fost refuzat. După 3 săptămâni de spitalizare în spitalul județean, bărbatul a plecat pe propria răspundere. Ajuns la București, buzoianului s-a spus că pentru a scăpa cu viață trebuie să accepte varianta de a-i fi amputat penisul, care era cangrenat în totalitate ca urmare a unor manevre medicale greșite. Bărbatul va da în judecată Spitalul Județean Buzău și pe șefa secției de nefrologie și cere daune de 500.000 de euro.